Bun venit! Suntem la Hotel Crown Plaza București. Focus maxim, astăzi vorbim despre creier cu medicul neurolog Bogdan Florea de la Cluj. Cu vești bune! Bun venit, domnule doctor! Bine v-am găsit, Florin! Ce vești, ce vești! Despre o finală în care ați ajuns cu o invenție. E adevărat? Aproape cu totul adevărat. Da, mai aveți un pic și erați câștigători? Aproape. Am submis în anul 2020 la un concurs european în Bavaria. Așa? O teză de identificare și de monitorizare a burnout-ului cu precădere în tagma medicală, pentru că în perioada pandemiei a fost o perioadă de mare epuizare în lumea medicală și trebuia cumva să găsim, dacă am îndrăznit prea mult, un prag peste care să nu treacă acești profesioniști din domeniul sănătății. Da, am submis și din câteva mii de aplicații am fost în top 5. Mă mândresc cu asta, cu o echipă din Slovenia. Wow, extraordinar! Și prototipul, invenția, la ce se referă? Puteți să ne spuneți? Florentina, ideea de bază este că în burnout ai nevoie de niște răspunsuri sincere și foarte sincere ale celui intervievat. Medicii de multe ori bravează cu puterea lor de muncă, nu recunosc că sunt extrem de obosiți, nu recunosc că sunt epuizați și ăsta e primul pas către burnout și practic face parte și din definiția burnout-ului. Gândul nostru a fost să măsurăm un grad de oboseală, obiectiv pe cât se poate, latențele la clipire. Așa. Propunerea a fost că la intrare în gardă, în linia de gardă, medicul să privească 20-30 de secunde, niște imagini simple, iar o cameră video să înregistreze și să cuantifice timpii de închidere a ochilor și de deschidere a ploapelor. Pentru că, în mod empiric, ne dăm seama, cu cât suntem mai obosiți, cu atât ploapele se deschid mai greu. Și țint ar fi fost să invităm pe acești medici, dacă sunt prea obosiți, să meargă acasă, să se odihnească 6-8 ore și să-i așteptăm pentru linia de gardă un pic mai târziu. Extraordinar. Mi se pare fabulos, Bogdan, pentru că povestea asta se poate extinde, nu, la antreprenori, nu, la oameni care muncesc enorm și ajung în acest burnout, își prăjesc creierul, nu mai sunt bun de nimic, dar vreau să te întreb, tu ai trecut vreodată prin un burnout? Da, eu am trecut printr-un burnout și îți mărturisesc, eu nu mi-am dat seama. Practic, un om străin mi-a spus, Bogdan, ăsta e burnout. Burnout e greu de definit, este o metaforă. Gândește-te că din 1800 primele noțiuni apropiate de burnout erau de neuroastenie. Vezi, dragă doamne, cei care citeau mult ziarul sau călătoreau mult cu trenurile cu aburi își oboseau nervii și atunci a apărut conceptul de neuroastenie. Avem câțiva piloni de definire ai burnout-ului. Gândește-te că pentru burnout manualul are 140 de pagini de testări. În primul rând este o epuizare, atât mentală cât și fizică. Pacienții se plâng de o epuizare, de scurgerea a energiei, incapacitatea de a se reîncărca și a-și refreșa, atât fizic cât și psihic. Al doilea lucru este o detașare, o distanțare mentală. O nepăsare? Da. E greu să-ți recunoști treaba asta la locul de muncă. Ce o să spună șeful? Nu-ți pasă nici de propria persoană. Deci vii mai neîngrijit, mai nebărbierit, mai cu hainele lălău pe tine, dar și atitudinea ta față de locul de muncă. Spun de muncă de ce? Burnout întotdeauna e legat de muncă. Nu există burnout pe plajă. De bucurie, de plăcere, prin definiție este legat de locul de muncă. Da. De aceea sunt țări europene care au spus că este o problemă medicală relaționată cu munca. E job-related afecțiunea. Da. Îți spuneam de detașarea asta, în care atât detașarea față de interesul propriu, de ținută, de modul în care te îngrijești, despre pe din să te vorbești, dar și față de locurile de muncă, de colegii tăi, de misiunile pe care ți le dau șefii sau progresul pe care ar trebui să-l faci. Apoi există o serie de tulburări cognitive. Cognitive ce înseamnă? Atenție, memorie, concentrare. Ești mai dezlânat. Oameni care spuneau, doctor, eu lucram cu 2 e-mail-uri, 2 telefoane, 4 agenți, nici nu trebuia să țin, nici nu trebuia să-mi notez, că din mers le spun, doctore, citesc un e-mail și nici nu înțeleg ce vrea asta să-mi spun, adică plus o enervare că îți dai seama de incapacitatea de a procesa lucrurile, deci tulburările cognitive, nu mai poți să înveți lucruri noi. Citești niște lucruri, vezi o procedură nouă, mâine ești pastă, deci ești pe lângă subiect, pentru că nu ești capabil să înveți lucruri noi. Asta e cognitivă și apoi tulburările emoționale, cea de-a patra
cel de-al patrulea portativ, tulburările emoționale înseamnă că reacționezi prost, în general față de oamenii de lângă tine, overreact, îi spune, fie reacționezi violent, verbal, da, chiar fizic, te enervează orice misiune nouă, orice reacție a unui coleg, fie și de propria persoană, devii mai sensibil. Oameni serioși care au condus firme de mii de angajați, care când priveau un film se apucau de plâns în hohote de se scutura cămașa pe ei, pentru că li se părea extrem de sensibil lucrurile astea. Deci, detașarea mentală, epuizarea, tulburările cognitive și tulburările emoționale sunt patru puncte definitorii în burnout. De ce e greu diagnosticul, Florentina? Pentru că trebuie să recunoști treaba asta. Tu ai recunoscut atunci? Nu. Deci tu erai burnout de ceva vreme și tu nu identificai. Spuneam că e doar o perioadă. Neurolog fiind. Evident, și mă încurajam singur că e doar o perioadă, nu? Și va trece și mă un pic să mă odihnesc, că m-am enervat un pic cu niște solicitări și niște mail-uri, dar recunosc că în mod cinstit eu am fost în burnout. Ah. Am ieșit. Cum ai ieșit? Da. Somnul este cheia. Somnul, îndepărtarea stresului pe gând. Și stresul sună patetic, de îndepărtat stresul. Ce înseamnă să îndepărtezi stresul? Ce e stres? Cum? Că doar nu poți să intri în vacanță. Supape. Am învățat de la profesorul Dumitru Constantin Dulcan, pe care îl și salut. Oamenii care mănâncă stres au niște supape, Florentina. Unii cresc porumbei, alții se duc la pescuit, alții merg cu bicicleta, alții merg la, nu știu, la vânătoare, alții la jocuri de noroc. Pot să virez și către lucruri neplăcute. Nu e bine. Nu e bine deloc. Dar e o supapă greșită. Întrebarea pe care eu am primit-o chiar de la profesorul Dumitru Constantin Dulcan a fost: Bogdan, ce faci pentru tine? Așa. Și știți că merg cu familie? Zic, nu. Personal pentru tine. Și știți că în weekend merg cu copil? Nu. Zice, n-ai înțeles. Tu pentru tine ce faci? Nimic. Nu vreau să vă spun ce răspuns am primit la cea mai mare greșeală, când nu faci nimic. Și ce ai început să faci pentru tine? Lucruri care te bucură, lucruri simple, nu contează cât de manualitate, de dulgherie, așa, de pus timbrele în clasorul de timbre, de stat în zaftul propriu, de mers la pescuit, de ceva care să fii numai tu în zaftul propriu și care să-ți dea puterea să te aduni într-o bucată. Nu contează. Cât timp a trecut de când te-ai extras? Să zicem, din momentul în care tu ai conștientizat, ai făcut o introspecție așa ușoară, nu? În trei luni m-am pus. În trei luni te-ai adunat, te-ai centrat. Da. M-am recalibrat un pic. Am lăsat un pic din fronturile deschise. Aici e o mare problemă. Câte fronturi deschidem deodată? Asta, da. Multitasking. Multitasking nu există. Trebuie să faci lucrurile pe rând. Faci adevărat că bărbații e și mai greu cu multitasking-ul față de femei? Da. Deci da, noi da, suntem mai performante din punctul ăsta de vedere, nu? Dar studiile recente din Princeton spun clar, multitasking nu există sau există pe termen scurt. Poți să fii cu fronturi deschise pe o perioadă mai scurtă, dar pe termen lung e fatal. Sunt războaie pierdute pentru că cei care le-au inițiat au deschis prea multe fronturi. Slavă Domnului, dacă s-ar încheia un război din cauza unui burnout al celui care inițiază, ar fi o treabă. Adică știi cum? Să iasă și ceva pozitiv din ceva atât de rău. Ar fi mare lucru. Dar, revenind la povestea asta, spune-mi, cine pune diagnosticul? Uite, la tine a fost situația că te-a văzut acea persoană întâmplător și a recunoscut stările tale. Și m-a invitat să privesc cu atenție, să mă aplec un pic. Am făcut și niște analize, mi-am făcut propriul cortizol seric, o analiză pe care vă mărturisesc, eu nu prea cer pacienților mei. Cortizolul este hormonul stresului. Practic, suprarenalele noastre descarcă acest cortizol. Zâmbind m-am dus la laborator. Când au venit rezultatele și erau de 6 ori mai mult decât valorile normale, n-am mai zâmbit, că era dovada unui stres cronic. Noi suntem singurele vietăți în univers capabile să ne facem rău prin propriile noastre gânduri. Știi definiția stresului dată de Avicena? Oare am vorbit de ea? Te rog, reamintește-mi dacă nu... Anul 1000. Noi am avut doi medici faimoși, Hipocrate, pe care îl știm din jurământul Hipocrate, Avicena, mare medic persan, unde e Iranul astăzi. Foarte aplecat pe partea de psihiatrie, melancolie, el a scris 6 cărți, care sunt astăzi, practic, scheletul manualelor de psihiatrie. Avicena a făcut un experiment în anul 1000. A luat o oaie și a legat-o de un copac, cu o sfoară de 5 metri. A luat un lup și l-a legat de alt copac, cu o sfoară de 5 metri. Distanța dintre copaci de vreo 20 de metri. Deci fizic, lupul n-avea cum să ajungă la oaie. Oaia a înțeles asta. În fiecare zi, Avicena mângâia oaie, îi dădea apă, iarbă. Mergea și la lup, îi dădea carne, apă. Dar lupul se uita într-un mare fel la oaie.
probabil lingându-și și buzele. În 6 zile oaia a murit. Da. A fost dovada supremă că stresul poate să ducă la deces. Pentru că această oiță avea convingerea că îi se apropie sfârșitul. Ochii lupului erau pe ea, exact. Gândurile pe care ea și le făcea, frica, da. Nu pe care o inducea. Dar spune-mi, cine pune diagnosticul de burnout? Medic, neurolog și psihiatru. Aici e invitația mea către da. Dacă cei care ne privesc identifică sau se regăsesc în una din patru, trei din patru sau da. Patru din patru din ce am spus, mai sunt câteva lucruri fine la care țin mult, tulburările de somn. Eu îmi întreb pacienții, nu pot să întreb, domnule, ești eficient la muncă sau, domnule, dacă reacționați într-un mod mai diferit, omul se uită de sus în jos, ce vrea doctor. Dar când îl întreb de somn, nu vă spun ce surprize sunt. Domnule, cum dormiți? Cum vă odihniți? Răspunsul? Dimineața? Dramatic. Prost. Mai ales în... Da, prost. Mă trezesc enervat. Când sună ceasul, îmi vine să-l trântesc pentru că mi se pare că am dormit acele 6-7 ore, dar de fapt dimineața sunt cumplit de obosit, ca și cum n-am dormit. Mă foiesc, sforăi, sunt ineficient la muncă și ratez lucrurile pe care altădată le făceam așa din mers la birou. Mai vine însoțit pacientul bărbat și de către consoartă? Aia ne ajută. Păi pentru asta că zic. Sunt în tulburările de somn. Asta zic, că ei nu pot recunoaște întru totul că da, mă enervez, că sunt plin de spume și mai fac urât și pe acasă. Dar, Florentina, să știi că până la 18 ani pacientul e obligat să vină cu mamă. De la da. 18 ani, el alege dacă vine însoțit în cabinet și întreb de fiecare dată când pășesc în cabinet. Ce vârstă aveți? 21 de ani. Am văzut că e cineva. Da, mama. Doriți să vină și mama? Nu. Nu doresc. În momentul ăla trebuie să stai de vorbă numai cu pacientul. Nu e adevărat, să... dar zic că până în 18 ani, în 21, nu cred că întâlnești burnout. Nu, în general. Asta zic. Întâlnești altele. Mai la 45 plus, nu? Da. Sau mai devreme, dar chiar 35 plus. Dar ai dreptate, un diagnostic pe care de obicei ți-l dă colegul de apartament sau colegul asta de cameră. Asta zic, da. Că ea, femeia, vede stările lui de iritare, nu? De irascibilitate, da. Când sunt și 2-3 copii prin casă. Da. Atâta. Și spune, ăsta nu-i bărbatul de care m-am îndrăgostit. Spune, se întâmpla acasă să-ți spună mama, să vă spună vouă copiilor, aveți grijă, vine tactul. Asta întotdeauna se întâmplă în orice casă. Vine tactul acasă, liniște, să n-aude muzica. Există și situații inverse în care șeful haite era mama și tata spunea, adevărat. Te spune la maică, te vezi ce... Bine, dar asta zic pe liniște. Da. Când vine acasă, liniște, să nu se audă ceva, că jar mâncați. Așa, așa. Deci burnout cumva era și pe vremuri. Putem spune lucrul ăsta, nu? Cred că... Pe munci grele. Cred că exista burnout. Dar nu în stilul ăsta. Exact, nu în modul ăsta. La dimensiunea asta. Da. Hai să ne întoarcem la somn și la cum este somnul afectat când există această epuizare profesională. Florentina, somnul e important. Somnul e sfânt, dacă mă da. Somnul e o magie. Somnul nu este o leneveală a creierului și nu este un turn-off al unui computer în care să te duci în linie izoelectrică și să închizi aparatul. Nu. Creierul nostru doarme într-un fel fascinant, cumva cu niște oscilații lente, nu știu cum să spun, neuronii pe care îi avem, iertați-mă, cumva e ca o bunicuță cu telecomanda în mână la televizor, o jumătate de secundă închide ploapele, o jumătate își deschide, o jumătate și închide, o jumătate și închide. Sunt aceste oscilații lente pe care noi le vedem la EG, care permit practic păstrarea unui rudiment de conștiință, cum nu se întâmplă în comă, cum nu se întâmplă în anestezie. Deci somnul are ceva componente comune cu anestezia și comă. Dar aceste oscilații lente permit creierului să se trezească în cazul apariției unui pericol. De aceea, dacă e un zgomot puternic, se întâmplă o catastrofă, țipă cineva... Cu tremur. Cu tremur, foc, incendiu, inundație, cumva te trezești, buimac de cap, e adevărat, ți-ai înhățat telefonul, laptopul și ai zbugit-o pe ușă, ți-ai salvat viața. E, în comă și în anestezie nu se întâmplă treaba asta. Deci asta e cum alege creierul să doarmă, păstrând acest rudiment de conștiență. Și cel mai bine și cel mai la îndemână, puțină muzică clasică. Clasică. Nu degeaba spun asta. Muzica armonică, muzica clasică face, adică vindecă. Vindecă și îi place creierului. Da, nu? Îți confirm. Cum se spune așa, am mai auzit termenul ăsta, te linge pe creier. Florentina, e un sunet muzica. Frumos. O activitate aparent neproductivă. Da.
creatoare de produse fizice. Da, da, da. Dar este absolut vindecătoare și face foarte mult bine. Cam peste o oră, o oră și jumătate, sâmbătă, da, concert cu Orchestra Medicilor. Mondiala Medicilor. La Ateneul Român. Da. Senzațional. Te ocupi de lucrul ăsta de câțiva ani buni. Aduci Orchestra Mondială, 110 medici? Anul acesta, da. Florentina, în 2016, Orchestra Mondială a Medicilor a venit prima dată în România. Iată-ne acum în 2023. Atât de mult le-a plăcut în România. Așa? Și așa de mult au îmbrățișat cauza caritabilă pentru care ei vin, telemedicina în epilepsie, încât au decis, pentru prima dată în istoria World Artists Orchestra, cu excepția Statelor Unite, au venit a doua oară în aceeași țară, în România. Noi trebuie să o luăm ca pe un mare compliment. Da. Sâmbătă 27 mai, concertul la Ateneul Român în București, 107 medici de pe 5 continente. Extraordinar. Oamenii ăștia dau ce au mai de preț, dau timpul lor. Și au lăsat pacienții acasă, au lăsat halatul în cui și au luat fracul, vioara, și au venit în România pe timpul și pe banii lor, foarte greu și foarte important de spus asta. Da. Să cânte pentru pacienții din România. Extraordinar. Deci să înțelegă banii, nu, de pe concertele astea? Toate fondurile pe care reușim să le strângem prin ONG-ul Lions Club, vreau să dezvoltăm în continuare rețeaua de telemedicină în epilepsie, care astăzi are 12 cabinete în țară, în tot atâtea orașe. Minunat. Și îl mai aveți în concert și pe... Alexandru Tomescu ne-a onorat și de data asta. Grozav, cu Stradivarius. Cu acordurile de pe mâinile lui fermecate și... Alexandru a făcut și în 2016 un gest nemaipomenit în... anunțând concertul Orchestrei Medicilor, a cântat incognito în București, în niște locații foarte traficate, pentru că a vrut să contribuie absolut gratuit, oferindu-și timpul și priceperea lui. Și îl apreciez și îl respect foarte mult pentru asta. Extraordinar. Și halatul tău l-ai pus în cui? Ai trecut și tu la vreun instrument? Cânti în această orchestră? Nu cânt, din păcate. Eu doar fac parte dintr-un nucleu de organizare. N-am avut privilegiul ăsta să simt dragostea de un instrument în copilărie. Nu știu de ce am fost poate mai mofturos. Nu. Am fost mai năzdrăvan, nu știu. Și îmi pare rău. Da, dacă ar fi fost să alegi, sau acum, dacă ar fi să alegi un instrument, la ce alege să cânti în Orchestra Medicilor? Florentina, cred că pian. Cred că pian, pentru că are toate variantele, le are pe masă. Îți oferă totul din prima pe masă și doar te așteaptă cu generozitatea unui instrument muzical să te apropii de el. Vioara mi se pare foarte grea. Vioara e regina. Pianul parcă te ademenește așa. Copiii mei amândoi fac muzică. Mi-am încurajat copiii. Extraordinar. Amândoi fac muzică. Instrument, la instrumente. Și dezvoltă foarte mult modul de gândire. Da, fetița mea pian și voce, băiatul meu tobe. Muzica dezvoltă modul de gândire. Sunt câteva activități care îți dezvoltă sinapsele în creier. Matematica, muzica nu ascultatul lui de pe care, ci play de chitar, play de violin, să și cânți. Îți dezvoltă în cap sinapse pe care le vei folosi mai târziu. Știi, mă întreba fiul meu, ascultându-te, exact în mărturisirea aceea, în interviul nostru din 2019, cum că 4 ore de matematică dezvoltă sinapsă. O sinapsă. Da? Și mă întreba, bun, dezvolt sinapsa, fiul meu. Da. Fac o sinapsă nouă în 4 ore. Îi place matematica. Da. Și ce fac cu ea după aia? E foarte bun. Inteligența unui om e dată de numărul de sinapse. Da. Așa se spui feciorului tău. Da, i-am spus asta. Numărul de neuroni e același. El credea că dezvolt sinapsa și ea se pregătește doar pentru asta. Nu. Ce o folosesc numai pentru matematică. Și am zis, o să-l întreb pe domnul doctor când mă întâlnesc și o să spună clar că nu neapărat pentru asta. Spune să continue cu matematica, să facă muzică, să facă sport.